Cocker spaniel englez este inițial vânător și este specializat în păsări de vânat. Nu este o exagerare să-l numim sportiv. S-a dovedit a fi un câine de pază, dar pentru mulți este doar un excelent însoțitor. Țara de origine, Marea Britanie. În ciuda prieteniei și sociabilității, acești câini sunt foarte emoționali și predispuși la tulburări mentale. Sunt incredibil de sensibili la starea de spirit a proprietarului. Sunt prudenți față de cei din afară, poate fi încăpățânat. Dar sunt întotdeauna jucăuși, în tot și peste tot îl urmăresc pe stăpân, scopul rasei și formarea. Învățarea unui cocker englez este destul de ușoară, mai ales dacă îi oferiți posibilitatea de a-și demonstra independența și instinctul de vânătoare. Iubește plimbările active lungi și, de preferință, pot fi înlocuite cu exerciții pe termen scurt, dar frecvente. Cockerii pot dormi toată ziua și, după ce l-au așteptat pe proprietar de la serviciu, devin activi și energici, ceea ce este necesar și de la alții. Cocker spaniel are o natură jucăușă, receptivă și blândă, foarte sociabil, îi place să fie în centrul atenției, un optimist din fire. Într-o familie, el alege adesea o persoană ca stăpân și depinde complet de el. Există exemplare timide și, destul de rar, încăpățânate. Caracter. Reprezentanții rasei se simt minunat în apartamente și case la țară. Un cocker poate fi un companion excelent pentru un copil. Se înțelege bine cu alte animale de companie și arată posesivitate numai în raport cu jucăriile sale. Învelișul cockerilor englezi este lung, subțire și predispus la covor, de aceea necesită periaj regulat. Trebuie să fie scăldate puțin mai des decât alte rase. Lana este tăiată în mod regulat între tampoanele pentru labe. În plus, îngrijitorii profesioniști pot oferi mai multe opțiuni pentru tunsuri de vară și de iarnă pentru cockeri. Sănătate și dietă. În general, cockerul spaniel englez este un câine destul de puternic, dar are o grămadă de boli tipice rasei. Anomaliile ereditare includ rinichii zdrobiți, atrofia progresivă a retinei. Se crede că câinii negri și ghimbiri monocromatici sunt isterici. Rasa poate suferi de o varietate de afecțiuni ale ochilor, urechii și pielii. Există, de asemenea, displazie de șold, anemie hemolitică imună. La vârsta adultă, câinii sunt susceptibili la urolitiază, hepatită și neoplasme. Speranța de viață până la 15 ani. Spanielii nu sunt de obicei capricioși pentru mâncare, dar trebuie să acordați o atenție specială porțiilor. Sunt foarte vorace și predispuși la supraalimentare. Tratamentele pentru câini pot fi administrate între hrănirea principală și cele două. Este mai bine să vă abțineți de la alimentele care pot provoca alergii. În ciuda presupusei origini spaniole, Anglia este adevăratul loc de naștere al rasei. Mai multe surse scrise confirmă rolul neprețuit al spanielilor în viața aristocraților englezi. De exemplu, în secolul al XX-lea, a fost emis un ordin de către regele țării Galilor, prin care se spunea că ar urma o pedeapsă severă pentru furtul unui spaniel. În următoarele câteva secole, crescătorii de câini englezi au crescut aproximativ 20 de spanieli diferiți, însă unii dintre ei nu au prins rădăcini. La mijlocul secolului al XVII-lea, spanielii au început să-și atace cozile și acest lucru a fost făcut nu din motive de frumusețe, ci din motive practice. În 1790, decretul a indicat pentru prima dată greutatea corporală permisă pentru această rasă, 22 de kilograme. În secolul al XIX-lea, un grup de cockeri spaniel a fost prezentat la o expoziție în Marea Britanie, crescută de James Furrow, un crescător de câini foarte talentat. La sfârșitul secolului al XIX-lea, și-a fondat propria canisa, din care câinii au plecat în toată lumea. Întreținere și îngrijire.
Cocker Spaniels este excelent pentru păstrarea într-un apartament, în principal datorită dimensiunilor mici. Este greu să numiți un câine de vânătoare prea curat. Poate să se rostogolească fericit în ceva sau să se grăbească vesel prin bălți și, în acest caz, va trebui să o scalde. Mai bine folosiți șampoane și balsamuri speciale concepute pentru această rasă. Cocker trebuie să fie periat în mod regulat. Este deosebit de important să faceți acest lucru cu atenție la prima moltă, când câinele are aproximativ 6 luni. Un substrat slab pieptănat poate afecta negativ creșterea în continuare a stratului. Urechile lungi, care se murdăresc în timp ce merg și mănâncă, necesită îngrijire suplimentară. Din când în când este necesar să tăiați părul între tampoanele de pe labe. Dacă animalul aleargă puțin pe asfalt, va trebui să-i tai ghearele.